Urmează declarații în exclusivitate, doamnelor și domnilor, pentru că o știre bombă a explodat ieri pe site-urile de specialitate mondene. E vorba despre soțul reputatei artiste Lena Miclăuș. Septimiu este alături de noi, Lena se află alături de noi. Bun găsit, dragilor! Titlul era de-a dreptul înspăimântător, pentru că aflăm din acest titlu că Septimiu a fost reținut și luat cu mascații. Și o să vedem exact despre ce este vorba, pentru că declarația ulterioară a Lenei a fost: dacă nu era soțul meu sau dacă nu avea un nume cunoscut, probabil că nu s-ar fi pus problema așa. Dragii mei, bun găsit Lena, bun găsit Septimiu. Sunt convins că Septimiu va fi reținut ca în orice proces, dar Lena are dreptul să ne explice mai mult despre ceea ce s-a întâmplat. Bun găsit, dragilor! Ce s-a întâmplat de fapt? Bine te-am găsit! Salutare, Cristi! Să știi că și eu pot să vorbesc, adică nu-i ceva, nu intrăm în detalii foarte... Pot să spun cu mare drag, nu-i nicio problemă. Și din capul locului pot să spun următorul aspect. Bă, n-am fost ridicat cu mascații de acasă. Mă înțelegi? Asta e prima... Au venit niște oameni politicoși, au sunat la interfon la alți oameni politicoși, adică la mine și la Lena. Deci asta am lămurit-o cu mascații. Deci nu poate te-au ridicat ei, te-ai ridicat singur. No. Păi nu, mă, înțelegi, au venit niște oameni politicoși, au sunat la interfon, eu am ieșit politicos, am discutat, am povestit, nu știu ce. Dar nu au fost mascați. N-au fost niciun mascat, asta e din start. Acum, cealaltă afirmație care ai făcut-o tu e perfect adevărată, asta 24 de ore. E, asta e viața, acum ce să facem? Alții au, le-am spus și la băieții de acolo, bă, alții au fost la Alcatraz. Știi de ce zic, închisoarea aia mare și se spune că vreo 3 cred că au și evadat de acolo. Păi și atunci ce povestim de 24 de ore? Ce e aia? Și până la urmă era procedura legală. Era și normală, procedura standard. Da. De la ce a pornit toată această acțiune? Poate păi, înțelegem. Da, pot să spun. Te rog. Știi vorba aia? Omul potrivit la locul potrivit. E, la mine a fost exact invers. Omul nepotrivit la locul nepotrivit. M-ai înțeles? Te rog. M-am aflat undeva într-un moment nepotrivit și de acolo s-a făcut legătura că vai ce am făcut. Ei, nu am făcut. Ca să spui că am făcut înseamnă că e dovedit că am făcut ceva. Eu nu am făcut și de-aia trebuia spus, domnule, îl bănuim pe Cutărescu că nu știu ce. Și dacă nu era vorba, hai că tu ai adus vorba mai înainte, dacă nu era vorba de numele Lena Miclăuș, crede-mă că nu s-ar fi întâmplat nimic, da? Dacă era o știre de genul, cum să spun eu ție, să mă înțelegi și tu și telespectatorii, soțul lui Maria Popescu, da, un nume banal în România, da, care îl are 100.000 de persoane, nu s-ar fi întâmplat nimic. Soțul lui Maria Popescu a făcut nu știu ce, o știre care trecea neobservat. Aoleo, păi când spui soțul lui Lena Miclăuș, aoleo, altceva. Septimiu, lasă-mă puțin să citezi din acest material ca să înțeleagă lumea de ce, că poate lumea crede că ai, cine știe, crimă organizată, chestii. Prin urmare, citezi. Păi cam așa părea. Soțul Lenei Miclăuș a fost reținut de către autoritățile din Gor sub acuzația de braconaj. E, prin urmare, în cadrul unei ample acțiuni organizate de polițiștii din Gorj, marți 4 octombrie, autoritățile au ridicat din locuința Lenei și a lui Septimiu mai multe arme. Ei bine, de aici încolo, vă rog să explicăm tu unde și cum erai la momentul nepotrivit ca să înțelegem. Hai să spun cu armele. Armele sunt a mele de o viață. De 20 ceva de ani sunt vânător, da? Armele sunt a mele legale. Sunt legale, da. Legale, asta vreau să spun. Sunt a mele, le-am cumpărat, am acte pe ele. Nu e nicio problemă. Nu cum se spunea că arme ilegale. Nu, domnule, sunt armele mele. Eu sunt vânător de o viață, am fond de vânătoare de 11 ani privat. Adică nu... Na, m-am aflat într-un loc nepotrivit, la o dată nepotrivită. Și de acolo s-a făcut legătura că poate și eu de-aia m-am dus acolo să fac ceva. M-ai înțeles? Nu pot să spun eu exact acum că nu prea e bine să intru eu în multe detalii. Uite, Lena, înțeleg că a dat o declarație către presă și ea poate să explice unde erai tu și de ce i-a luat pe oameni, adică ai căzut și tu în oală. Singurul lui ghinion e că a căzut în oală exact într-una din zile în care cu câteva zile înainte se întâmplase ceva.
Se presupune că se întâmplă, noi nu știm exact. Și cu câteva zile după, iarăși se întâmplase ceva. Și el a fost exact în una dintre zile care se afla în mijlocul acelor întâmplări. Și atunci, prin conversații telefonice și prin mama naibii, eu știu ce sunt acolo, apare și el în aceste conversații, exact. Și mi se pare normal să fie atunci și el verificat. Eu nici n-am negat că n-am fost, că nu e niciun secret. N-am fost găsit cu arme, n-am fost găsit cu... Da, au venit acasă la mine, s-au uitat dacă am carne. Aveam două bucăți de carne în frigider de mistreț, să vedea că e cu slănină pe aia, niște cum de altceva. Ce... De 280 de kilograme de carne, cum s-a spus că s-a ridicat. La noi nu s-a găsit, în primul rând. Da, deci eu repet, doar din cauza că e Lena Miclăuș, un nume mare, atunci asigur că știrea e foarte, foarte... Nu știrea. Așa știrile, este. Că cred că au fost 10. Uite, de știri, citez din Lena dintr-un site. Singura problemă este că se afla într-una din zile la o stână unde a mâncat și a băut, iar anchetatorii suspectează faptul că ar fi făcut braconaj. Aceasta este doar o suspiciune. Vreau să precizez. Deci tu, de fapt, ai fost într-un loc unde s-a întâmplat ceva, tu te-ai nimerit să vii acolo. Nu știu dacă s-a întâmplat. Eu nu spun că s-a întâmplat. Așa. Oamenii legii au spus că s-ar fi întâmplat ceva. Nu știu, nu pot eu să spun treaba asta. Și nu s-a întâmplat în momentul în care a fost soțul meu. S-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat înainte și după. Nu când am fost eu. Asta se va demonstra că nu e... Adică n-am fost cu arme la mine, n-am fost cu... Da, m-am dus să mănânc o brânză, un balmor și o pastramă și am băut în vin. Nimic ilegal. Prin urmare, tu nici măcar nu aveai armele la tine când alții le-au avut și poate au făcut ceva. Nici nu intră în discuție. Sigur că da, armele mele erau acasă. Nici nu se punea problema. Da, bun. Chiar în... Îmi dau seama și așa este, se întâmplă de foarte multe ori chestia asta. Dacă apare un nume cunoscut, întotdeauna acesta poate să legitimeze o acțiune și se poate face promovare pe partea asta. De-aia am și fost băgat eu în față. Eu poate vind a șaptea, la noua roată la căruță, cum să spun eu. Dar am fost băgat în față doar datorită numelui Lena Miclăuș. Un nume mare, acum... Să-mi fie iertată lipsa de modestie, dar așa este. Știi cum apar eu în știrile astea toate? Ca și cum aș fi Alba ca zăpada și cei șapte pitici. Că totdeauna așa scria. Soțul Lenei Miclăuș și cei șapte. Parcă eu aș fi Alba ca zăpada și cei șapte pitici. Și mai spun eu, Cristi, așa foarte subțint, că am zis de la început că nu vreau să intru în detalii, că nu prea e în regulă să intru eu în detalii. De unde aș fi pornit treaba asta? Cel puțin pe rețelele de socializare. Rețelele de socializare, noi de aici discutăm și probabil că de acolo s-a extins un pic povestea, că nu, normal. Dă bine să sune un nume cunoscut când spui Lena Miclăuș, normal, cunoaște toată lumea despre cine vorbim, da? O distinsă doamnă, o respectabilă doamnă, până mai ieri, alaltă ieri, din Banat, care a fost fruntea Banatului, o viață, da? Ce a făcut doamna? Să rămână, doamnă, vă pup, că sigur o să vadă emisiunea. A luat prima știre, cred că prima știre care a apărut, da? A filmat-o. A filmat-o și a pus-o pe Facebook. Vai, ce cine rău ne pare. Uite ce oameni ca lumea, uite ce au pățit. Vai. Păi, bă, tu așa făceai dacă erai în locul ei. Spune-mi tu mie. Dacă mie îmi pare rău de tine, Cristi. Aude eu că Cristi Branco a făcut nu știu ce, da? E, ce fac eu? Când folosești emisiunea și o pun pe pagina lui Lena. Dacă auzi Lena Miclăuș oficial pe Facebook. Sute de mii de urmări. Da? O pune-o acolo și zic, vai Cristi, ce rău îmi pare de tine, dar cum ai putut păți așa ceva? Nu pun bă mâna pe telefon și te sun? Bă Cristi, ai nevoie, te ajut cu ceva, fac ceva evident pentru tine sau îți dau un mesaj. De fapt, a fost o promovare prin asociere, vai îmi pare rău, dar uite, ca să te uiți. Da. Bun, păi înțelegem foarte bine. Păi da. Lena Septimiu, stăm câteva minute cu sufletul la gură. Mă interesează cum a fost acea experiență de 24 de ore pentru tine. Și după aia mai vedem ce lucruri trebuie spuse. Că asta s-a întâmplat marțea trecută. Între timp, văd că ești vesel, ești bine. Prin urmare, lucrurile intră pe un făgaș. Ok, ne întoarcem cu Lena și cu Septimiu. Tare povestea, ce să zicem, ne întoarcem. Situație incredibilă, doamnelor și domnilor. Soțul Lenei Miclăuș a fost să mănânce ceva bun la o stână. De aici, conform lucrurilor pe care ni le-a spus, noi îl știm, a fost la noi aici în studio și iată, se pare că uneori mâncarea bună poate să-ți iasă sau un șpriț bun poate să-ți iasă pe nas.
pentru că a fost o acuzație de braconaj pentru niște cetățeni și pentru că era și el de față fără să aibă pușca la el, a ieșit lucrul așa cum a ieșit. Prin urmare... Păi și el nu a fost de față. Eu n-am fost de față. Eu când am fost la stâr am fost doar eu, nu cu ceilalți cetățeni, cum spui tu, știi? Da. Deci nu. Și când a întrerupt-o directul, a venit copilul meu la mare, a zis, tati, pui ceva pe YouTube, nu știu ce, eu vorbeam cu Lena, probabil s-a auzit, că curios, vezi tu cum e la noi în țară, și probabil nu numai la noi în țară. Bă, nu ne-au sunat televiziunile să spună, băi, am intrat pe YouTube-ul lui Lena Miclăuș, chiar asta vorbeam cu ea, bă, ce melodii frumoase ați făcut voi, bă, texte faine, unde le-ați filmat? Nu, dar soțul nu. Renumite interpretă Lena Miclăuș, nu știu ce a făcut, înțelegi? Vreau să zic că și după ce s-a terminat prima știre, nu mai știu pe ce poze televiziune a fost, dar au sunat televiziunile în nebunie la mine, în nebunie, să mă întrebe. Deci, na, da, mă rog. Bun, cum au fost aceste 24 de ore sau cât au fost când a trebuit să stai puțin ascuns? Păi eu spun exact cum au fost. Eu din firea mea sunt un om optimist, nu optimist, foarte optimist, incurabil de optimist. Deci, cum să spun, iau partea plină a paharului. În primul rând, nu mi-a sunat telefonul, nu m-a deranjat nimeni, da? Eu vorbesc la telefon de dimineața până seara, mai ales că răspund și pentru Lena. Asta-i, am fost liniștit, m-am uitat la televizor, partea plină a paharului. Partea cealaltă n-a fost nasoală, adică eu știu ce am făcut, n-am nicio mare problemă. Vai, Doamne, că ce o să-mi facă ăștia? Păi ce o să-mi facă? Știi? Adică nu, eu nu dramatizez din felul meu de a fi, nu. Da, n-a fost ceva extraordinar. Am probat-o și pe asta, n-am murit, uite, sunt bine, am fost la nunți, n-a fost nicio problemă. Lumea crede că s-a arestat și acum. A venit o doamnă la noi și zice, vai de mine, am deschis dimineață cafeneaua. Și în stânga, și în dreapta, și în față, și în spate, soțul lui Lena Miclăuș, ați auzit, arestat, s-a întâmplat. Bă. Și ea chiar s-a șocat că Sefi a deschis ușa când a venit la noi. Da, e foarte nouă, facem din țânțar armăsar. Asta e nația noastră. Asta e, cum să spun eu ție, nu știu, știi? Adică are vărul săndel și prietenul nostru și prietenul tău o melodie. Să moară capra vecinului, da. Aia facem noi, înțelegi? Da. Deci nu ne uităm la capra noastră. Eu mă uit la capra ta din curte, să moară capra ta. Dar de ce să moară capra ta? Corect. Ai dreptate și este util că ne vedem acum, pentru că lumea trebuie să știe că suntem în direct, nu e nicio înregistrare și că tu ești la locul tău fără niciun fel de problemă. Bun. Dar îți spun, am fost și sâmbătă și duminică la evenimente și am avut evenimente mari. Bă, să uita lumea la mine, nu venea să creadă că eu sunt acolo, adică ei credeau că eu cine știe, sunt arestat după știrile alea, îți dai seama că, vai, Doamne, ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat? M-am dus să cânt la oameni. Dar m-am uitat la ei așa cum se uitau. Adică le păream bine că sunt acolo, că na. Da. Da, e clar. E important că suntem aici. Probabil că procesul, sau mă rog, investigațiile își vor urma cursul. Teoretic, de acum înainte, ar trebui să fii cumva scos din cauză, nu? Sau ce trebuie să se întâmple? Trebuie să se dovedească faptul că tu n-ai fost la acolo unde s-au întâmplat niște lucruri, nu? Păi dacă eu zic că tu ești beat, nu trebuie să dovedesc că tu ai fost beat? De exemplu, dacă eu spun, Cristi, tu ai fost beat ieri. Păi zic eu doar așa că ai fost beat, nu trebuie să dovedesc că ai fost beat? Mă înțelegi? Cam același lucru și la mine. Sigur că da, normal. Da. De aici încolo, doamnelor și domnilor, noi o să urmărim cazul. Lena e bine, Septimiu este la fel de zâmbitor, așa cum îl știți. Sigur că da. Am fost aici ca să vă spunem și ca să vă arătăm că toate bune, sunt toate bune și la locul lor. Și a fost ceva, dar n-a fost decât un foc de paie, pentru că el a fost acolo, dar n-a fost pentru că avea el vreo treabă. Mulțumim foarte mult, Septimiu. O pupăm pe Lena. Când mai treceți pe aici, pe București, dar noi vă așteptăm. Venim cu drag la tine. Venim. Tu știi, ești prietenul nostru și nu se pune problema. Doar că sunteți prea departe, în rest nimic. Vezi, asta e treaba. Țara asta pare mică, dar când o iei așa, s-ar putea să nu fie atât de mică. Noi vă așteptăm. Mică, cum treceți pe aici și prin zonă, noi abia vă așteptăm. Lena, Septimiu, multă liniște și știri cât mai bune. Doamne ajută, Cristi, să fii sănătos. Mulțumim foarte mult, Lena și Septimiu, despre liniște.